Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioala și vă prezint noua ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Este ziua în care reînvie iubirea, în care întreaga suflare românească sărbătorește înnoirea firii și se pregătește de sosirea primăverii. Dragobetele este o sărbătoare încărcată cu o suită de tradiții care definesc românii ca neam. Chiar dacă nu prea vedem în stradă tineri ce poartă straie naționale, cu buchete de flori în mâini care se îndreaptă grăbiți către aleasa inimilor, străvechea zi a îndrăgostiților este marcată și astăzi. Dedicăm această ediție iubirii, culturii românești, spiritului neamului nostru, iar împreună cu invitații acestei ediții discutăm despre însemnătatea acestei zile. La noi sat nu se sărbătorește Sfântul Valentin, ci Dragobetele, fiindcă este sărbătoarea strămoșilor noștri. Că noi români avem așa sărbătoare. Cu ocazia acestei sărbători, TVR Moldova a organizat un eveniment în care dragobetele, în persoana bărbaților îndrăgostiți, își vor săruta iubitele. Momentul plin de farmec și romantism va fi transmis în direct în cadrul ediției de astăzi. Până atunci, vă propun să vedem un reportaj despre cum este sărbătorit dragobetele în comuna Tudora din Ștefan Vodă. Dragobetele este cea mai frumoasă sărbătoare a dragostei de pe tot arealul românesc. Întrecut ziua de 24 februarie era dedicată zeului iubirii și marca simbolic începutul primăverii. Ziua când natura se trezește, ursul iese din bârlog, păsările își fac cuiburi, iar omul trebuie să participe și el la bucuria naturii. De dragobete nimeni nu trebuie să plângă. Tradiția spune că cel care nu sărbătorește această zi va rămâne singur până la cealaltă primăvară. Sărbătoarea de dragobete începea atunci când păsările nemigratoare se strângeau în stoluri, ciripeau și începeau să-și construiască cuiburile. După modelul zburătoarelor, fetele și băieții se întâlneau să sărbătorească dragobetele pentru a rămâne îndrăgostiți pe parcursul întregului an. De exemplu, la sudul Republicii Moldova, mai exact în satul Tudora, sărbătoarea dragobetelui se respectă și astăzi. Dragobetele la noi în sat este o sărbătoare foarte importantă și sper că copiii mei, fetele mele, să sărbătorească așa cum sărbătoresc eu, așa veselă, cu bună dispoziție, această minunată sărbătoare. O mândrie națională că se sărbătorește încă dragobetele la noi în sat. În această zi se organizează primul scrânciob. După o iarnă grea și geroasă, sătenii vin în centrul satului, se dau un scrânciob, cântă și chiuie de bucurie. Dragobetele erau un prilej pentru comunitate pentru a afla ce nunți se vor juca la toamnă. De exemplu, majoritatea logodnelor din satul Tudora se leagă pe 24 februarie. Sătenii se adunau în centrul satului și începeau prima horă din an. Apoi, în văzul tuturor, fata care a fost cerută de mireasă ieșea din horă și înmâna viitorului ei soț jumătate din turta pe care a copt-o în ajun. Acest lucru însemna că ea este de acord să se căsătorească cu el. Băiatul o săruta apoi pe obraz, însemn că la toamnă se va juca nunta lor. Această turtă în formă de inimă simbolizează ca semn de logodnă a fetei și băiatul care este drag. Adică fata îi înmânează această jumătate de turtiță, jumătate de inimă a ei. Și simbolizează jumătate de inimă a ei. Și asta e simbol al logodnei. La sfârșit, cei doi dansează primul lor dans în calitate de logodnici în văzul satului. În această zi, satele românești răsunau de veselie, chiuete și hore. De dragobete, feciorii le dăruiau pe ascuns mere fetelor pe care le îndrăgeau. Aceste mere sunt păstrate de cu toamnă până în cursul anului. Chiar când dorește el, atunci îi înmânează fetei ca simbol al dragostei. Tot de dragobete, tinerii se jucau de turta. Fetele mari aninau câteva dulciuri de oață și le ridicau sus, iar băieții trebuiau să se întindă să le muște cu mâinile la spate. Dacă flăcăul reușea să mănânce turta fetei, atunci înseamnă că ea va juca cu el câteva dansuri la horă de Paști. Spre
seara în centrul satului se aprinde un rug. Tradiția spune că astfel sătenii alungă iarna din sat. Aceștia chiuie, bat toba, cântă ca gerurile să fugă de pe pământurile lor. Cei mai curajoși flăcăi din sat sar peste rug. Se spune că astfel ei vor fi sănătoși și norocoși tot anul. Sunt mândru că noi români avem așa sărbătoare. La noi sat nu se sărbătorește Sfântul Valentin, ci Dragobetele, fiindcă este sărbătoarea strămoșilor noștri. Peste Prut, mai exact în zona Bucovinei, flăcăii strâng primii ghiocei și îi dăruiesc fetelor pe care le plac. Ale României, în ajunul Dragobetelui, fetele rosteau un descântec înainte de somn, ca să-și viseze ursitul. Plecai în Sfânta Domnului că dimineață, te poate că necăbrată, te rămâne scuturată, din mine întrebată grasă și frumoasă. De la mijloc de cali mi-e ieșit rătul cel mare în cali. Mă puțât, mă urățât, mă ghevoșât, iar eu am început a mă frânge și am mă bucărat. Nimeni nu m-a auzit, nimeni nu m-a auzit. Eu mă mai ca Domnul stă în poarta șerului. Irana să rămâi curată dimineață, ca jentul strecurat, ca Dumnezeu și-a lăsat. Flăcăii se fugăreau după fete prin pădure ca să le sărute. Dacă fetei îi plăcea de băiat, aceasta se lăsa prinsă. După Revoluție, locul Dragobetelui a fost luat treptat de Sfântul Valentin, care a fost importat din lumea occidentală și care s-a sărbătorit conștiincios pe 14 februarie. Despre semnificația acestei sărbători discutăm aici în Oradea cu invitații din această seară pe care am onoarea să-i prezint. Este vorba despre doamna Barbara Buzilă, doctor în filologie, secretar științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Și Vlad Bilețchi, președintele Asociației Onoare, Demnitate și Patrie. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Buzilă, vă propun să începem această ediție prin a vorbi telespectatorilor despre ecoul pe care îl are această sărbătoare în zilele noastre și cum este el simțit. Așa cum ați văzut astăzi de dimineață și până la această oră, sărbătoarea tinde să cuprinde tot mai multă lume, în special dintre cei tineri, deci este în extindere. În felul acesta, societatea recuperează din cele mai vechi timpuri o sărbătoare pe care era cât pe ce să o pierdem pe la o cotitură a istoriei și în contextul dezvoltării culturii celor tineri, mie mi se pare o activitate destul de logică sau destul de firească ca tinerii să aibă o zi în care să-și manifeste în mod deschis sentimentele de dragoste. Fiindcă oricum tinerii se iubesc anul împrejur, cum s-ar spune. Corect. Dar atunci când există o sărbătoare când toată lumea cunoaște această convenție a comportamentelor, a relațiilor și tot așa mai departe, se fortifică mult mai mult relațiile dintre tineri, dar și societatea devine una mult mai solidară, ceea ce are neapărat rost destul de mare în zilele noastre, fiindcă în felul acesta tinerii parcă își afirmă încă o dată o identitate a lor în această lume destul de bogată sau destul de pestriță în ce privește sărbătorile. Da, Vlad, eu vreau să te întreb pe tine, cum știu că ați organizat mai multe activități prin care ați încercat să promovați această sărbătoare, sărbătoarea noastră românească, care au fost aceste activități desfășurate astăzi? Noi nu pur și simplu încercăm, noi chiar promovăm, an de an depunem tot mai multe și mai multe eforturi pentru ca aceste activități să ia amploare. Când spun activități, mă refer la bannerele fotografice pe care le-am amplasat în 8 instituții de învățământ și încă unul care stă amplasat chiar acum în fața poștei centrale. Pe fundal se vor găsi multe inimioare, două panglici tricolore și, bineînțeles, sintagma sau sloganul de Dragobete iubește românește. Concomitent, în fiecare instituție s-au distribuit câte 350 de panglici tricolore și 300 de inimioare pe care iarăși scriem 24 februarie de Dragobete iubește românește. Am înscenat și căsătorii fictive cu termen de valabilitate pe 24 de ore. Fetele mai încearcă să mai decupeze partea unde scrie
e termenul de valabilitate, așa mai glumim, dar la modul serios vorbind, avem o dificultate la acest capitol, pentru că, într-adevăr, ziua de 14 februarie, această sărbătoare comercială a acaparat segmentul acesta cultural. Este păcat că sărbătorim cei ce nu ne aparține nouă și în detrimentul a cei ce ne aparține, cei ce ne reprezintă și ne definește în calitate de neam, de identitate. Noi nu avem drept scop sau menire să denigrăm 14 februarie. Dimpotrivă, avem drept scop să ridicăm la plasă, la justa ei valoare, ziua de 24 februarie, pentru că este a noastră, pentru că ne reprezintă și de ce nu, așa cum au făcut țările, statele occidentale, au importat aici 14 februarie, să importăm și noi la ei 24 februarie, că avem cu ce, avem cu ce ne mândri și trebuie să facem acest lucru împreună. Da, doamna Buzilă, vreau să vă întreb pe noastră, când credeți că de fapt a început ca această sărbătoare de dragobete să-și piardă din valoare? Acum e greu să stabilim în ce mod sărbătoarea a fost mai mult sau mai puțin agreată de către anumite societăți, fiindcă ea, neavând o esență religioasă, sigur că nu au existat atât de multe instituții care să o promoveze. Iată de ce parcă i-am zice că a fost pe cont propriu. Și sigur, este o sărbătoare foarte veche în calendarul nostru popular, atât de veche încât cercetătorii îi spun că vine încă din perioada antică, adică din cultura dacilor, a geților, cei care ne reprezintă pe noi. Și de atunci încoace ea era sărbătorită în sate într-un mod, așa să zic eu, bineînțeles de către toată lumea. Fără mare fast, fără mare alaiuri încât să se aude peste mări și peste țări, dar pentru că oamenii erau foarte atenți la deșteptarea naturii, în special la trezirea păsărilor, la faptul că ele cuibăreau în această zi și cum se rânduia în sate. Deci cel mai frecvent tinerii se plimbau în ochii lumii și iată, aceste plimbări ale tinerilor începeau cu dragobetele. Iar plimbarea se făcea la pădure, acolo unde sigur că se încerca dacă au ieșit florile, n-au ieșit florile, cuibăresc păsările, nu. Era un motiv încât tinerii să se întâlnească. Și era voie ca băieții să zărute fetele. Fapt interzis în toate celelalte zile ale anului sau situații. Bine, după 90 ați văzut, s-au deschis într-adevăr hotarele, i-am regăsit pe cei din afara hotoarelor noastre așa foarte interesanți, foarte atractivi în plan cultural și era cât pe ce să pierdem ceea ce a fost al nostru secole la rând, dar iată cu cât sărbătoarea Sfântului Valentin de la 14 februarie parcă a început să ne cuprindă așa și să ne domine, cu atât observ în societate, școlile, instituțiile culturale încet încet, familiile, de ce nu, încep să se contrapună impunând această cultură a dragostei prin dragobete. Și gândesc, pornind de la câte evenimente s-au întâmplat astăzi, că această sărbătoare are viitor și că mai târziu tinerii, dar și societatea o va considera ca o sărbătoare a primăverii, una care anticipează ziua de 1 martie și întotdeauna va rămâne o sărbătoare a dragostei. Pentru că fără dragoste, Doamne, ce putem face? Nimeni nu poate face nimic. Deci, declarată fiind, toată lumea să o practice. Da, vorbeam mai devreme despre promovare. Să știți că și noi ne-am propus să promovăm această zi prin evenimentul anunțat de mine anterior. Colega mea se află acum pe strada Alexandru cel Bun, unde tinerii îndrăgostiți s-au adunat pentru a sărbători dragostea printr-un sărut care, conform tradiției, reprezintă logodna simbolică a tinerilor. Cum decurg pregătirile, aflăm chiar acum de la colega mea, Irina Bejenaru. Irina, bună seara! Bun găsit, să știi, Sandu, că se fac ultimele pregătiri ca să dăm startul întâlnirilor romantice și nu oricum, ci în direct la TVR Moldova. Evenimentul are loc aici, la o cafenea de pe strada Alexandru cel Bun din capitala, intersecție cu Bănulescu Bodoni. E un eveniment la care sunt așteptați toți cei care vor și au curajul să-și demonstreze dragostea în fața întregii țări. Sărbătorim dragobetele în direct. TVR Moldova are grijă să pregătească și o atmosferă
atmosferă, pe potrivă, muzica bună, muzica românească va fi asigurată la acest eveniment, tocmai ingredientul potrivit pentru o seară romantică. Și dacă tot vorbim de muzică, ar fi bine să aflăm ce urmează tocmai de la cei care se pregătesc să încingă atmosfera aici. Alături de mine este găsit Cristina, vreau să te întreb și pe tine ce le putem promite oaspeților pe care îi așteptăm aici. Bună seara tuturor! Le putem promite la sigur o atmosferă frumoasă, muzică bună și cafea gustoasă, ceai gustos și nu doar, dar și sigur piese de dragoste și o să fie și multe, multe lucruri interesante. Văd și niște cadouri acolo, aveți! Exact, cadourile pregătite de TVR Moldova. Cum sărbătorești tu acest eveniment Dragobete? Ce înseamnă pentru tine? Sărbătoarea dragostei, sărbătoarea care trebuie petrecută cu bărbatul, în cazul meu cu bărbatul de lângă mine. Până acum sărbătorim mereu împreună. Au fost și ani când am sărbătorit, primii ani când eram la începutul relației, sărbătoream doar în doi, mai târziu cu prietenii. Acum avem și bebeluși, deja sărbătorim în trei. Și sărbătoarea devine mai interesantă. Da, e o sărbătoare cu siguranță la cărei tradiții nu trebuie să renunțe nimeni, aceste tradiții trebuie păstrate și tocmai de aceea vreau să te întreb, iată, la evenimentele la care particip tu, an de an, organizate cu această ocazie, care sunt tradițiile la care nu se renunță niciodată? Cred că cadourile, cel puțin florile, sunt mereu, cred și eu că este ok un bărbat să-i dăruie în această sărbătoare, cel puțin un buchet de flori iubite sale, săruturile, declarațiile de dragoste, cred că sunt tradițiile care chiar într-adevăr niciodată nu lipsesc de la Dragobete. Eu îți mulțumesc tare mult și așteptăm să te auzim aici în acest local. Doamnelor și domnilor, să știți că nu renunțăm nici noi la tradiție, așa că urmează surpriza acestui eveniment. Vom da start în câteva minute celui mai romantic flash mob de aici. Sunt așteptate toate cuplurile care au curajul să se sărute în direct. Regula e simplă, voi veniți îmbrăcați în ei, iar noi punem obiectivul pe voi. Dăm startul în câteva minute, așa că cei care încă nu sunt aici au timp berechet să ajungă. Vă așteptăm cu drag, vom reveni în acest local cu cele mai romantice momente. Deocamdată atât de aici. Irina, îți mulțumim frumos pentru aceste detalii. Într-adevăr, vom reveni în câteva minute cu acel moment plin de ferie. Noi continuăm să discutăm aici în platou, vorbim despre această sărbătoare. Vreau să întreb pe tine, Vlad, de ce este important ca, până la urmă, să valorificăm tradițiile noastre românești, să promovăm această sărbătoare, Dragobetele, care, iarăși, după cum am văzut și în reportajul anterior, după cum s-a mai discutat și aici, a cam pierdut din teren în fața sărbătorii Sfântului Valentin. Așa este, din păcate, o mare parte din patrimoniul nostru național nu s-a modernizat, nu a venit în pas cu progresul tehnico-științific, cu progresul și interesele tinerilor, astfel încât în mare parte tinerii asociază Dragobetele, Mărțișorul și alte sărbători naționale cu ceva învechit, cu ceva ce aduce să spun așa, nu este modern. Așa zic tinerii. Păi uite că noi trebuie să modernizăm aceste sărbători, să le aducem și banere fotografice, să le organizăm și anumite evenimente în localurile pe care le frecventează, așa cum a făcut și TVR Moldova, este un gest salutabil, un gest foarte frumos, să modernizăm în concordanță cu aceste interese ale tinerilor, însă nealterând subiectul, nealterând orientarea sau esența acestuia, doar încât să nu mai stăm doar poate la chitară, dar să avem și muzică difuzată prin boxe. Să nu mai avem doar alergări prin păduri. Să avem, de ce nu, și un banner fotografic la care să și imortalizeze aceste clipe de dragoste. Să avem și concursuri, să avem și aceste certificate de dragoste. Însă, cum am accentuat, să nu alterăm esența, să nu uităm că această sărbătoare este a noastră, a românilor, nu este a bulgarilor, a rușilor, a ungurilor, tot așa mai departe. Este ceea ce ne definește pe noi în calitate de neam, este sorgintea noastră și eu cred că ține de fiecare din noi să dăm dovadă de atitudine atunci când suntem întrebați când sărbătorim 14 sau 24, atunci când suntem întrebați ce înseamnă Dragobete, este ține de o cultură generală pe care cred că ar trebui să o cunoască fiecare om. Misiunea noastră în calitate de asociație este anume să
fructificăm această informație prin intermediul activităților pe care le desfășurăm, prin intermediul faptului că ajungem anume în instituțiile de învățământ, unde impactul este unul foarte mare, școala fiind o bandă rulantă de oameni, de formarea unor oameni, de educație, respectiv prin intermediul educației acestei patriotice, acestei educații culturale, să punem fundamentul unei societăți informate, unei societăți responsabile și unei societăți care este capabilă să sărbătorească în stilul său național. Doamna Buzilă, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Credeți oare că obiceiurile din această zi, poate mai greu de urmat pentru unii, au fost un motiv pentru care Dragobetele nu a mai fost atât de sărbătorit și de iubit de către toți românii? Să știți că anume această sărbătoare ne va uni, începând de la anumite grupuri sociale, cum sunt cei tineri, care ulterior vor îmbătrâni și ei și vor transmite și vor fructifica în alt fel memoria tinereții lor și tot așa mai departe. Dar să știți că noi am pierdut pe parcursul istoriei foarte multe obiceiuri. Unele au supraviețuit de aceea că au fost fortificate într-un chip anume și, să zicem, biserica a făcut, a contribuit foarte mult ca să înveșmânteze cumva niște sărbători vechi păgâne și să le dea o, știu eu, o consistență apropiată sau cât mai adevărat religioasă. Puține dintre sărbători au rămas așa pe cont propriu și Dragobetele este una dintre acestea, Mărțișorul este al doilea. Am mai găsit noi încă anumite sărbători, pot să spun împrăștierea Rusaliilor, chiar dacă s-a încercat cumva așa încadrarea lor în sărbătoarea Sfânta Treime. Deci, și toate aceste sărbători, observați că se mențin. Se mențin pentru că ce se întâmplă? Cultura are o memorie a ei, pe care dacă societatea nu o revigorează, cultura singură, în baza acestei, acestor mecanisme pe care le are ea, ea oferă societății la o anumită etapă o readucere a minte a unor elemente uitate. Iată un exemplu în acest sens este Dragobetele. Da, în contextul actual, eu privesc lucrurile destul de pragmatic și eu cred că este de datoria fiecăruia, îndeosebi noi cei care ne propunem să organizăm sau să revigorăm ceva, să luăm legătura și cu agenții economici care au un impact foarte important, să-și prelungească ofertele, reducerile, promoțiile și alte genuri de activități pentru a atrage tinerii. Uitați-vă, toate restaurantele, toate cafenelele, toate, chiar și telefonia mobilă, orice achiziție posibilă, își oferă anumite reduceri de 14 februarie. Fă cadou prietenii sau prietenului tău. Vino și servește la noi o cafea. Vino și distrează-te. Păi să prelungim acest lucru, nu doar pe 14, cum se practică acum, dar și pe 24. Partea economică este una foarte importantă, de care tot nu trebuie să uităm. Pentru că dacă nu oferim, nu putem oferi felicitări cadou, dacă nu putem oferi o vizită undeva într-un restaurant, dacă acest lucru nu este reprezentat, dacă nu este încurajat, atunci se va pierde. Nu trebuie să ne limităm doar la benere, doar la distribuire de panglică tricoloră și așa mai departe. Noi am luat legătura cu trei agenții economici care oferă astăzi reduceri speciale pentru cuplurile care vin. Deci dacă vii singur, plătești prețul întreg, dacă vii în doi, ai achizi doar jumătate din nota totală. Deci să fie în avantajul și agentului economic și a celui care beneficiază și a interesului național de a le promova. Așa au făcut cei cu 14 februarie, exact asta au făcut, importând fel de fel de materiale promoționale, fel de fel de felicitări, promoții, cadouri și tot așa mai departe, respectiv s-a înfiripat, a prins rădăcini această sărbătoare. Toată lumea știe că restaurantele oferă reduceri. Să încercăm să facem același lucru și pe 24. Da, aici e nevoie de cereri și de o reeducare a publicului cumva și o putem face iarăși prin astfel de evenimente pe care le organizați voi, pe care au fost organizate în această zi. Spuneați mai devreme despre cumva aceste sărbători bisericești. Chiar dacă sărbătoarea Dragobete nu e o sărbătoare religioasă, oricum tradițiile spun că ea se sărbătorea precum o sărbătoare bisericească. Deci nu se lucra de această sărbătoare, nu se cosea, oamenii cumva de fiecare dată ieșeau și aveau parte de mult joc și voie bună. Cum ați explicat, doamna Buzilă, acest lucru?
Bine, orice sărbătoare ea impune niște restricții și... Dar de ce anume astfel de restricții, precum cele bisericești? La asta cumva vreau să mă refer. Orice obicei are niște prevederi și interdicții. Orice ritual are, indiferent care este esența lui ca atare, are un alt caracter. Bine, foarte bine ați spus în momentul când ați remarcat că în această zi, pe vremuri, nu se lucra, oamenii trebuiau să fie liberi, oamenii trebuiau să gândească, să aibă capul liber și mintea și sufletul liber ca să poată să se concentreze asupra la altceva. A avea timp liber, a-ți interzice niște activități cotidiene și a te concentra la sărbătoresc, asta și înseamnă a da foarte mare importanță unui lucru anume. Deci, în acest mod, societatea tradițională sublinia cât este de importantă relația de dragoste dintre tineri. O relație declarată în fața unui sat destul de conservator. Pentru că în toate celelalte zile, cum își manifestau tinerii dragostea? Printr-o băsmăluță pe care fetele o coseau, iar băieții o furau. Poate că fetele chiar special le-o dăruiau băieților în semn de afecțiune sau ca un cadou la Crăciun, dacă ne referim la obiceiul din sudul Republicii Moldova. Și cât se întâlneau la horă să danseze, dragostea în societatea tradițională era trăită într-un mod mult mai puțin declarat, hai să spunem așa. În momentul când tinerilor li se permiteau niște relații, niște foarte clar codificate, foarte bine înțelese de către întreaga societate, toată lumea era cu ochii pe ei și asta era și un fel de validare, un fel de consacrare a relațiilor. Da, spuneați și dumneavoastră că această zi liberă oferea importanță, poate, nu știu, dacă am face ziua de 24 februarie zi liberă, probabil, iarăși mulți ar dori să marcheze anume dragostea în această zi și nu pe 14 februarie. Eu vă mulțumesc pentru prezență, stimați telespectatori. Vreau să vă spun că echipa Obiectiv Comun a avut posibilitatea să meargă la 3 familii și să discute despre ce înseamnă dragostea și cum este sărbătorit năvalnicul și capul de primăvară, Dragobetele. Prima familie este a maestrului Nicolae Bodgros. Eu am simțit această dragoste și vreau să vă spun că nu e o rețetă pentru fiecare anume să trăiască așa cum am trăit eu cu soția mea împreună, fiindcă lumea este diferită. Dar să vă conduceți după ceva firesc s-ar putea, fiindcă este un lucru firesc. Am trăit și suntem împreună cu soția 46 de ani. Este un lucru frumos, este un lucru pe care vorbește despre o familie trainică, despre o familie care a avut la bază, la temelie, dragoste. Dragostea este ceva sfânt, este o veșnică primăvară în suflet, când este dragoste într-adevăr și înțelegerile între doi oameni, adică soț și soție, durează veșnic, eu cred că. Că până în ziua de azi, mi-s îndrăgostiți mereu când este stimă reciprocă, înțelegere, atunci vine tot de la sine, că asta e un har de la Dumnezeu. În primul rând, primăvara, dragostea se simte cum învie tot împrejur, așa și sentimentele sufletești, omenești, care dragostea dă viață. Dă viață, e bold, de a face ceva frumos, de a face bine cuiva, alături, de ajutat sau... E frumos ceva, dragoste, ceva divin. Pentru mine personal, pentru familia mea, Dragobetele sunt în fiecare zi. Fiindcă noi suntem alături cu soția, lucrăm de mulți ani și suntem în fiecare zi, mai la fiecare pas, suntem împreună și ne bucurăm de lucrurile frumoase, ne bucurăm. El întotdeauna îmi dăruiește flori la orice sărbătoare, chiar și dacă nu e sărbătoare, sunt cazuri le aduce cu drag și uite, spune că asta pentru tine. Și îi plăcut lucrul ăsta. Toate săruturile noastre, toate au simbolul nostru, fiindcă la dispărțire, când am fost chiar acum, anul de mult în Canada, am avut un turneu și Dumnezeu a rămas acasă.
Desigur, când am plecat, am plecat cu ochii în lacrimi și am venit acasă cu ochii în lacrimi, fiindcă nu prea ne-am despărțit noi în viața asta și atunci când te despărțești, despărțirea nu-i prea bună. Și am venit acasă și am sărutat-o cu mare drag și o sărut și acum cu mare drag. Să ne vorbească despre dragoste în această zi, o vor face și următoarea invitație din această ediție specială dedicată dragostei. Este vorba despre interpreta Cristina Scarlat și instrumentistul Sergiu Gârlă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! De fapt, uitați să zici soț și soție. Soț și soție, cu siguranță asta este și motivul pentru care sunteți astăzi aici, pentru că aveți acel lucru comun pe care și astăzi îl discutăm, dragostea, lucru pe care astăzi își marcăm, dragostea românească de Dragobete. Vreau să vă întreb așa, o primă întrebare. Cum este sărbătorită dragostea în familie? Și anume în familia dumneavoastră. M-a zis maestru Nicolae Botgros, o sărbătorim în fiecare zi. Mai ales că rezultatul acestui frumos sentiment pe care îl trăim deja de aproape 20 de ani sunt copiii noștri și fiecare dimineață când deschidem ochii și vedem alergând prin casă pregătindu-se să meargă la școală, trăim acest sentiment la maximum și dimineața și seara, anume când îi vedem pe ei, pentru că eu sunt una din fericitele femei care are o familie și familia a fost creată din dragoste și copiii au venit pe lume din mare dragoste. Ce înseamnă dragostea pentru soț? Dacă pentru soție înseamnă copiii și acele clipe din fiecare dimineață, cu siguranță sunt aceleași, dar mai sunt și altele despre care vreau să ne vorbești în această seară. Ce este dragostea? Dragostea este când ai a doua jumătate alături și ești îndeplinit, împlinit, doi copilași frumoși, sănătoși, asta este și totul merge. Eu vreau să zic că, de fapt, ce înseamnă pentru mine dragostea exact ce înseamnă și pentru el. Sau, până la urmă, dacă soția este fericită, atunci întreaga familie este fericită și soțul la fel se simte împlinit. Dacă soția e fericită, înseamnă că și soțul e fericit, să ia una cu alta altfel. Separat nu cred că e posibil. Dar vreau să știu ce se face în familie pentru că această dragoste să se mențină, să fie cumva simțită în fiecare zi, pentru că, după cum ne-a spus și la începutul interviului, nu vorbim despre dragoste doar de 24 februarie, doar de 14. Vorbim în fiecare zi, pentru că este un sentiment pe care trebuie să-l simțim zilnic. Care sunt acțiunile pe care le faceți voi? Nu cred că sunt acțiuni speciale. Noi, cel puțin, suntem genul de familie care poate nu prea mult vorbim. Sergiu este o persoană mai... Mai mult vă certați? Da, eu glumește. De fapt, și ne certăm, evident, că să avem motiv să ne împăcăm. Exact, poate cearta înseamnă acea acțiune zilnică pe care o faceți, care să demonstreze dragostea voastră față, unul față de altul. Da, probabil. Nu, bine, Sergiu are simțul umorul așa bine dezvoltat și mereu îl folosește. A fost o armă, apropo, foarte bună atunci când mă cucerea. El, de fapt, m-a cucerit prin simțul umorului, în afară de celelalte calități care le are. Și astăzi nu va fi o excepție. Vă așteptam să tot felul de glume din partea lui. Nu știu dacă e ceva special de făcut ca să menții dragostea. Dragostea sau este sau nu este. Pot să zic că, de fapt, dragostea ne ajută să menținem familia. Este un sentiment care vine de la sine și dacă el este atunci cu adevărat, cu siguranță depășește toate greutățile și el crește pe zi ce trece, pentru că la început nu cred în fraza că dragostea trece. Nu cred în această afirmație, deoarece trăiesc acest sentiment de foarte mulți ani, trăim acest sentiment de mulți ani și chiar am avut destule încercări. Datorită acestui sentiment am trecut peste toate. De fapt, este cel mai important și el se hrănește din... nu știu dacă este un izvor anumit de unde tot izvorește acest sentiment, dar probabil există și o chimie și sunt lucruri inexplicabile care nu... Fizică.
Și fizică. Deci chimie și fizică, de iarăși, lucruri pe care nu le putem explica în cuvinte. Da, doar le putem trăi și atât. Da, vorbim despre familie, despre dragostea în familie. Recent v-am arătat despre dragostea familiei domnului și maestrului Bodgros. Acum am vorbit despre familia Scarlat. În clipele următoare cunoaștem o familie în care dragostea a fost simțită pe scenele de teatru. Dragostea din scenă s-a transpus într-o realitate frumoasă pe care o trăiesc și astăzi. Dragostea totuși începe de la o mare atracție a plusului și minusului și dacă acesta nu există natură, cred eu că nu poate exista dezvoltare și apariția vieții pe pământ. Dragostea chiar că pentru mine joacă un rol important și în familia propriu-zis direct, dragostea față de copii, față de mamă, față de colegi, dragostea față de profesie, dragostea, dacă vreți, este și față de patrie, dragostea este față de locul unde te-ai născut. Pentru mine, cred că totul ce ar putea cuprinde universul este cuvântul dragoste. De fapt, noi ne-am întâlnit în teatru și teatru este acel punct al dragostei noastre, unde noi așa... Dacă ne uităm de la originea acestei sărbători, vine în primul rând și o sărbătoare a familiei. Că ce ar însemna... Și a primăverii. Da, și a primăverii. Tot ce este nouă, corect, tot ce renaște. Asta e, și atunci această familie are o bază sănătoasă atunci când și dragobetele, ca și Paștele, ca și nașterea lui Hristos, Crăciunul, toate acestea se unesc într-un lanț al creștinismului care se numește, de ce nu, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de familie și dragoste față de aproapele tău. De dragobete, fetele și băieții se întâlneau în fața bisericii și dacă ziua era frumoasă cu soare, plecau toți la pădure pentru a culege ghiocei, toporași, tămâioase și după aia stăteau, discutau, făceau glume și pe urmă, când era timpul să vină acasă, fetele o luau fugulița înainte și, bineînțeles, băiatul care o plăcea, o ajungea și o săruta. Chiar sincer am să spun că vreau să te pup. De ce că ești și mai știam. Pentru că ăsta este simbolul acestei sărbători, dragobetele, este sărutul, pentru că dragobetele sărută fetele. Curând vom reveni și la evenimentul organizat de TVR Moldova cu această ocazie și vreau să vă întreb pe voi, ca și familie, ce înseamnă dragobetele, această sărbătoare românească și dacă țineți la aceste tradiții ale noastre românești. Eu, din păcate, sunt, de fapt, noi. Suntem generația care am crescut, nici nu prea țin minte în copilăria mea de Valentin și Valentina, care recent și dragobetele, chiar nu mi-amintesc din copilăria, adolescența mea, au apărut mult mai târziu. Din păcate, zic, na, am fost sub influența... Unii sovietice care s-au străduit să șteargă tot ce a fost, ce a însemnat tradiție românească, slavă Domnului, ne-am spălat pe ochi și ne-am îndreptat spre direcția corectă și cel puțin copiii noștri au parte de o istorie bogată, frumoasă și ei o să cunoască mai profund tot ce ține de tradiția românească. Dar pentru noi, ce înseamnă dragobetele și ce înseamnă tradițiile, bineînțeles, sunt o mare bogăție pentru noi și un motiv în plus să ne spunem cât îi iubesc și să ne îmbrățișăm și să ne reamintim de momentele frumoase pe care le-am trăit atunci când eram la începutul dragostei noastre. Eu cred că orice sărbătoare de felul ăsta este binevenită pentru toată lumea, mai ales pentru perechile îndrăgostite. Apropo, azi urmărind îndrăgostiți, îmbrățișați, fete cu flori, cu tot felul de daruri. A venit fiica mea de la școală și mi-a zis că a primit un cadou din partea unui băiat. Măi, sunt momente foarte frumoase și tare, tare dulci. Da. Și de care, de fapt, avem nevoie, sigur.
Da, cu siguranță. Spuneai despre faptul că această zi este o zi în care ne putem readuce aminte acele momente extraordinare trecute împreună. Vreau să-l întreb pe Sergiu despre acele momente care ție cumva ți-au rămas în minte și de fiecare dată îți place să-ți aduci aminte, mai ales în aceste zile speciale în care sărbătorim dragostea. Nu aș spune că mi-a rămas în minte. La mine fix așa, că la Cristina nu prea a fost așa însemnată ziua aceasta. Nu, în genere, amintirile tale legate de voi doi ca de și noi cu... doi. Nu facem excepție acum sărbătorile. Nu, amintirile sunt frumoase. Legate de noi doi. Ce pot spune? Am amintiri foarte frumoase, adică sunt la noi, între noi. El așa ne prevorbăreți și acasă, nu, exact. Eu aici sunt sigur că putem să le numim pe cele mai importante, acea zi în care v-ați unit destinele în fața Domnului, iarăși apariția copiilor, cu siguranță, a fost un moment pentru voi în familie, sigur, care a demonstrat cel mai mult dragostea unul față de altul. Apariția copiilor, în genere, a fost pentru noi o poveste, o minune, o mare fericire și cred că noi o să fim primii care o să zicem faptul că de atunci noi am început să trăim cu adevărat. Și de atunci am trăit cu adevărat dragostea, atunci când au apărut copiii noștri. De atunci s-a început familia. Până și de atunci s-a început familia. Cum se spune, pentru noi. Da, voi, lucru cel mai important care v-a unit a fost muzica? Sau a fost și altceva? Mai fost și altceva. Ce mai exact? Dar muzica, de fapt, mă întreabă el pe mine, ce-a fost? Și iată așa toată viața. Apropo, noi până într-atât suntem un tot întreg și atât de tare l-am alentat eu pe Sergiu. Atunci când mergem la un restaurant, el mă întreabă pe mine ce vrea el să mănânce. Deciziile mi le încredințează mereu mie și cred că este un semn frumos și vorbește despre faptul că noi de fapt suntem un cuplu care și trăim dragoste și avem încredere unul în celălalt și deciziile sunt luate așa cu mare încredere unul în celălalt. Deci, practic, își încredințează viața și sănătatea toată ție, iarăși în funcție. Da, în funcție și, de și reciproc. Și reciproc. Da, vorbind despre muzică, vreau să vorbim despre un alt cuplu pe care la fel muzica i-a unit. Pentru prima dată au colaborat împreună la o piesă, iar apoi și-au dat seama că doar o piesă împreună nu este de ajuns și au decis să la fel să-și unească destinele în fața Domnului. Cum este marcată ziua de Dragobete de către Cornelia și Marcel Ștefăneț, aflăm imediat. Noi suntem adepții sărbătoririi dragostei și a relației frumoase de familie și de prietenie și de dragoste între soți anul întreg. Nu credem în sărbătorile așa zise de dragoste, credem în dragoste care este sărbătorită și merită să fie sărbătorită anul împrejur, pentru că nu poți iubi doar o dată în an, iubești în fiecare zi. Trebuie să menținem vii tradițiile frumoase, sărbătorile frumoase care ne definesc ca și popor, ca și neam, ca și țară și cred că inclusiv și sărbătoarea Dragobetelor trebuie să fie sărbătorită pe 24 februarie, să menținem vie această tradiție, nu să mergem și să sărbătorim după alte popoare, ci să sărbătorim așa ca românii pe 24. Noi avem un Dragobete, să zicem așa, ca și piesa familiei noastre, care se numește Dragoste la nesfârșit. Din păcate, eu nu pot cânta cu vocea, doar Cornelia poate să încerce să o cânte. Stelele sus ne sclipesc, luminându-mi calea, în a meu vis te doresc. Tot ce am iubit și iubesc este a ta privire și al tău sărut, dragul meu. Ești pentru mine tot, ești cea mai bună cântăreață pentru mine, cel mai frumos sufletel, cel mai drag om. Te iubesc foarte mult. Dai voi să te sărut. Da. Mulțumesc.
Stimați invitați, stimați telespectatori, am ajuns în momentul în care sentimentele adevărate vor fi transmise direct la TVR Moldova. Zeci de tineri se vor săruta în clipele următoare pentru a marca dragostea românește de dragobete. Conform tradiției, tineri îmbrăcați în haine naționale își unesc destinele pentru un an înainte printr-un sărut. Irina Bejenaru este cea care le va da semnalul îndrăgostiților. Irina, sunt gata cei prezenți acolo să se sărute? Așteaptă semnalul meu, iar eu nu o să mai trag din timp, pentru că, după cum bine auziți, cântă deja Cristina Croitoru, sunt cântece românești de dragoste și o să dau startul acum celui mai romantic flash mob din această seară. După cum vedeți, ei sunt curajoșii care au putut și au vrut să demonstreze sentimentele lor tuturor în direct la TVR Moldova, pentru că așa e și normal, dragostea e prea frumoasă ca să fie ascunsă. Ei bine, atmosfera e tocmai cea potrivită pentru a face o declarație de dragoste. Sunt, dacă stau bine și număr, 4 cupluri care în aceste momente își spun cuvinte frumoase, cuvinte de dragoste, iar în spatele meu cântă Cristina Croitoru, are pregătite câteva piese, piese românești, piese de dragoste. Vedem că sunt prezenți și câțiva tineri îmbrăcați în ie, pentru că e frumos, pentru că ia românească se îmbină foarte frumos cu dragoste, iar TVR Moldova promovează întotdeauna ia românească, cântecele românești. Să știți că evenimentul nu se încheie aici, va continua atmosfera frumoasă aici și TVR Moldova a pregătit pentru toți curajoșii din această seară, pentru toate cuplurile, premii la sfârșitul evenimentului. Mulțumim frumos Irinei și, desigur, mulțumim tuturor participanților, tuturor curajoșilor, cei care au dorit să demonstreze dragostea lor față de partener, în fața obiectivelor, în fața camerelor de luat vederi și în fața tuturor telespectatorilor care stau acum cu ochii pe TVR Moldova. Cu siguranță vom ajunge și noi la acel moment când vă vom ruga să vă sărutați, așa? Pentru că tradiția spune că dragobetele, bărbatul ar trebui să sărute fata, femeia visurilor sară pe obraz. Până atunci vreau să vă întreb, pentru că mai devreme vorbeam despre faptul că v-a unit muzica, vreau să vă întreb ce piesă vă caracterizează cuplul vostru și familia voastră. Dacă e o astfel de piesă, și știu cu siguranță că există una. Ba, sunt multe. Pe noi cu adevărat, la propriu, muzica ne-a unit destinele, pentru că Sergiu este muzician și ei formația, dacă pot să zic așa, de atunci în care activa Sergiu, era în căutarea unei soliste și așa a vrut soarta, din întâmplare, noi ne-am cunoscut. De când a apărut Cristina. S-a destrămat orchestra și am apărut noi ca și cuplu. E și asta o amintire frumoasă, până la urmă, cred. Da, credem că e frumoasă. Și dacă aș sta să mă gândesc care piesă ne-ar reprezenta, probabil melodiile pe care le învățam noi atunci. Și apropo, Sergiu a fost persoana care, datorită căreia eu am intrat în mai profund în business-ul ăsta, dacă pot să-i zic, a anunțelor și a petrecerilor. Și el m-a apropiat de muzica asta și lăutărească. Țin minte, cântam ceva de genul: pe-al meu puișor, nu las până mor, că-i băiat de-n sat și ne-am luat din drag.
Și mai erau genul ăsta de melodii pentru că ele cântau. Și cu adevărat pe al meu puișor, nu-l las până mor, nu e chiar din sat, dar ne-am luat din drag și din mare dragoste. Și de fapt toate melodiile care le învățam pe atunci, cred că ne-ar aprinde din nou sufletele noastre. De fapt ele nici nu prea s-au stins. Cred că Sergiu este o persoană mai calmă și eu sunt foarte impulsivă și ne completăm de minune. Și suntem mulțumiți. Suntem, el zice că suntem mulțumiți, ok. Bun, vreau să-l întreb și pe Sergiu dacă are o piesă despre care își amintește, în afară de asta cu puișorul. E complicat, sunt mai multe. Da. Mie tare îmi plăcea cum Cristina, Whitney Houston, I Will Always Love You. Dar mă gândeam la piesa. E foarte piesă care mi-a rămas și de fiecare dată ascultându-o, sunt mai îndrăgostit. Da, e chiar frumos că acele emoții cumva retrăite, oricum, reaprind, sau nu știu dacă reaprind, nu putem spune asta, pentru că cu siguranță arde flacăra voastră, ne-ai spus și mai devreme. Eu aș vrea totuși să te rog să ne interpretezi un fragment dintr-o piesă de-a ta preferată pe care tu ai vrea să o dedici sărbătorii de Dragobete pe care o remarcăm astăzi. Ar fi multe melodii. De fapt, vreau să spun că nu știu, ok, poate sună banal, dar dragostea nu face nu este doar din nu este doar fericire și doar frumos, nu există. Sentimentul dragostei se mai hrănește și din momente mai grele și din atunci când momentele de cumpănă îți încearcă de fapt sentimentul și dacă el este cu adevărat, înseamnă că trece peste toate obstacolele. Și dragostea nu se cântă doar în melodiile frumoase și luminoase, precum ne-am dorit noi să fie, se mai cântă și dorul tot face parte din sentimentul dragoste. Și eu am o melodie la care țin eu foarte mult și în general repertoriul acestei interprete aș spune că mă reprezintă și sper să ajung să cânt melodiile ei pe scenă. Vorba de Maria Tănase și aș vrea să v-aș cânta cu drag o bucățică. Te rog foarte mult. Până când nu te iubeam, dorule, dorule, unde mă culcam, dormeam, dorule, dorule. Dar acum că te iubesc, dorule, dorule, mă odihnesc, dorule, dorule. Și cu adevărat, atunci, mersi, atunci foarte când trăiești sentiment, când încolțești dragostea în inimioara ta, nu prea ai somn, nici poftă de mâncare, nici... Cam asta era. Acum, conform tradiției, ar trebui, după ce femeia a cântat Dragobetele, să sărute soția, în acest caz, pe obraz, pentru ca să fie iarăși îndrăgostiți, cel puțin pentru următorul an, pentru următoarea 24 de luni, până când va veni următorul Dragobete. Sergiu, dacă ai curajul să faci acest lucru... Așa. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru prezență și că ați avut curajul la fel să povestiți despre dragostea dumneavoastră aici în direct. Stimați invitați, mulțumim iarăși încă o dată, mulțumim și Ducana Coffee pentru găzduirea evenimentului de mai devreme. Sărbătoriți iubirea în fiecare zi și valorificați tradițiile românești. Chiar acum avem legătura directă cu Dorina Gherganov, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Dorina, bună seara! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ministrul Sănătății riscă să-și piardă funcția. Deputații socialiști o acuză pe Ruxanda Glavan de scumpirea neargumentată a serviciilor medicale.
așa că au depus o moțiune simplă pentru destituirea ei. Vă spunem mai multe peste doar câteva minute în Telejurnal, vă aștept! Dorina, îți mulțumesc! Doamnelor și domnilor, noi ne revedem luni la aceeași oră, când îi vom cunoaște pe tinerii inventatori din Republica Moldova și invențiile acestora. La revedere, un sfârșit de săptămână plin de dragoste vă doresc!